Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când Bobiță și Buburuză. Doctorul Bufniță se îmbolnăvește. Începuse să cadă prima zăpadă. Bobiță și Buburuză se uitau fascinați cum fulgii albi acopereau tot ce puteau să cuprindă cu privirea. A doua zi, pe coasta dealului se așternuse un strat gros de zăpadă. Fetița Mămăruță și-a adus sania. Încăpeau pe ea câte trei. Biluță în față, Bobiță în mijloc, iar Buburuză în spate. Întreaga pădure este albă, se bucură păianjenul. Leacul a înghețat și el curând din cauza temperaturilor scăzute. Micuții prieteni se distrau de minune patinând pe gheață. Biluță, nu ronțăi țurțurii, strigă Buburuză la micuța gâză. Dar mintea lui Biluță era în altă parte. Vino, să facem un om de zăpadă, spuse băiatul Melc, dar Biluță nu se simțea bine deloc. Mă doare gâtul, Bobiță. Vom face altă dată un om de zăpadă, bine? Bobiță l-a chemat pe doctorul Bufniță să-l consulte pe Biluță. Deschide gura mare, își instrui bătrâna Bufniță pacientul. Oh, e foarte roșu, ai gâtul foarte iritat și trebuie să rămâi la pat câteva zile. Micuții prietene l-au vizitat pe Biluță zilnic. Buburuză i-a făcut și un ceai special. Fulgușor i-a citit lui Biluță povești. Punea cartea deoparte când micuța gâză adormea și continua de unde a rămas când se trezea. Au trecut câteva zile, iar Biluță se simțea mult mai bine. Putem să facem acum omul de zăpadă, îi spuse Biluță lui Bobiță zâmbind. Bobiță și Buburuză au decis să-și invite prietenii la masă. Toți oaspeții au sosit la prânz. E delicios, a spus Baltazar cu entuziasm. De ce n-a venit și doctorul Bufniță? Nu știu, a răspuns Buburuză. Poate că a uitat. Știu eu de ce n-a venit azi doctorul Bufniță. Nu se simte bine, a răcit. M-am întâlnit cu puii lui, ei mi-au spus. Nu se poate, protestă Biluță. Doctorii nu se îmbolnăvesc niciodată. De ce nu s-ar îmbolnăvi și doctorii? Mașina unui mecanic se strică uneori. Și pantofii cizmarului se găuresc, i-a explicat fulgușor lui Biluță. Să-i facem o vizită. Am putea să-i dăm și un cadou dacă tot se apropie Crăciunul, a sugerat Bobiță. Cei patru băieți s-au așezat și au făcut un suport de lumânări pentru doctorul Bufniță. Au lipit mai multe bucăți de lemn, au desenat pe ele imagini de iarnă și au pus lumânări deasupra. Arată minunat, spuse Wendel părând mulțumit. Fetele au făcut o coroană colorată din hârtie. Doctorul Bufniță o poate agăța pe ușa de la intrare, zâmbi săltăreața. A doua zi au mers să-l vadă pe doctorul Bufniță. Bătrâna Bufniță era slăbită și zăcea în pat, dar s-a bucurat să-și vadă vizitatorii. Oh, sunt frumoase, a spus el zâmbind călduros, desfăcând cadourile. Pe când a venit Crăciunul, doctorul Bufniță se simțea mult mai bine. Mama Bufniță a pus biscuiți și sirop pe masă, iar puii de Bufniță și-au scos cărțile preferate. Au pălăvrăgit și s-au jucat împreună mult timp. Când au mers acasă, au văzut că doctorul Bufniță pusese coroana pe ușa de la intrare, iar lumânările ardeau și străluceau în geam. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Castelul de nisip.
Într-o caldă zi de vară, Bobiță, Buburuză, Gombi și Baltazar s-au îmbrăcat în costumele de baie, și-au căutat gălețile și-au pornit pe insula de nisip pentru a construi o cetate de nisip. Priviți! Un pepene uriaș! A strigat deodată Baltazar. Să-l ducem cu noi! A cerut Bobiță. Îl mâncăm la sfârșitul zilei. Bine, să-l ducem! A fost de acord Buburuză. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Gombi au rostogolit cu grijă uriașul pepene. Dar când au ajuns sus pe deal, pepenele a pornit în jos pe pantă. Să-l prindem! Să-l oprim! A strigat speriată Buburuză. Gombi a sărit pe pepene. A încercat să oprească fructul ce se rostogolea, dar n-a reușit. I-au alunecat picioarele și a căzut. Iar pepenele se rostogolea mai departe. Toți fugeau după pepene cât îi țineau picioarele, dar pepenele era mai rapid. Când a ajuns la poalele dealului, s-a lovit de o piatră și s-a spart în bucăți. S-a spart, pepenele! Se supără Buburuză. O, pepenele! Se supără și Baltazar. De ce sunteți supărați? Mai bine să-l mâncăm! A propus veselă Gâzuța Florilor. Cei patru prieteni s-au așezat în jurul pepenelui și au început să mănânce. Au mâncat din fructul roșu și dulce până li s-au umplut stomăcelele. Să ne grăbim pe insula de nisip! Nu ne mai rămâne timp să construim castelul! A strigat repede fetița Mămăruță. Așteaptă, Buburuză! Vin și eu cu tine! A spus Baltazar. Și eu! A spus Gombi. Dar eu nu știu să zbor! Pe mine mă lăsați aici? A întrebat Bobiță plângând. Știu cum facem! Construim vaporașe din coaja pepenelui. Așa vom ajunge repede pe insulă și poate să vină și Bobiță! A propus Baltazar. Au ales patru coși de pepene. Una pentru Bobiță, una pentru Buburuză, una pentru Baltazar și una pentru Gombi. Au făcut catargul din crengi, iar vela din frunze. Când au terminat, le-au pus pe apă, iar vântul i-a dus repede spre insula de nisip. Ura! Navigăm! A strigat fericit Bobiță. În curând au ajuns la insula de nisip și au ieșit toți pe mal. Ia priviți! Vine cineva și are și o găleată! Și chiar au zărit pe malul nisipos o gâză micuță veselă. Buburuză a întrebat. Cine ești tu? Sunt Huba, gândacul nisipului. Trăiesc aici pe insula de nisip și voi construi un castel mare din nisip. Chiar? A întrebat Baltazar. Putem să construim și noi cu tine? Sigur, veniți, să ne apucăm de lucru, a spus Huba. Au construit un castel mare de nisip. Au săpat tunele, au construit turnuri și au făcut uși. Mai lipsește un steag pe acest turn, a spus Buburuză. L-a desenat pe Huba pe o frunză și l-a pus pe turnul castelului. Vai, acum acesta este castelul meu, a strigat entuziasmat Huba. Când a început să se întunece, locuitorii pădurii și-au luat rămas bun de la Huba și-au pornit înspre casă. Somn ușor, apărător al castelului, a strigat Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, pictura lui Bobiță. Într-o după-amiază înnorată, Buburuză, fetița Mămăruță, și-a scos pensulele și acuarelele. Voi picta un curcubeu, a decis ea. Bună idee, a încuvințat Bobiță, iar eu voi picta un buchet de flori. Și s-au pus amândoi pe treabă.
Buburuza a pictat cu grijă liniile colorate ale curcubeului, iar Bobița a muncit din greu la buchetul lui de flori. A pictat 3 lalele, un clopoțel și o margaretă. Trebuie să mai desenez o panglică și am terminat. Mă grăbesc pentru că azi după masă vin la mine Wendel, Baltazar și Biluță. Dar chiar atunci Buburuza a vărsat un pahar de apă în mijlocul mesei, inundând pictura lui Bobiță. Minunata pictură s-a șters și contururile s-au estompat. Buburuză, mi-a distrus pictura! Îmi pare foarte rău, nu am vrut, a fost un accident! Dar tot distrusă e! I-a spus Bobiță supărat, îndreptându-se valbărte spre ușă. Merg acasă! Așteaptă, Bobiță, să încercăm să o reparăm! A spus Buburuză cu glas șovăitor. Dar băiatul Melc nici n-a privit în urmă. Între timp, norii au dispărut, iar cerul s-a înseninat. Când a ajuns acasă, Bobiță și-a pus pictura udă la soare să se usuce. Foarte curând aceasta s-a uscat, dar s-a încrețit și era toată mânjită. Bobiță s-a uitat trist la pictura lui, apoi a suspinat și a aruncat-o pe pat. Baltazar, Wendel și Biluță vor sosi în curând. Trebuie să fac ordine. Curând ușa s-a deschis și micii lui prieteni și-au făcut apariția. Salut, Bobiță! Am sosit! Am adus cu noi și cărțile! Intrați! Băiatul Melchi a invitat înăuntru și s-au așezat la masă. Baltazar a amestecat cărțile, Wendel le-a împărțit și au început să joace. Curând Biluța a fost eliminat din joc. Se învârtea prin încăpere când a observat pictura de pe pat. A luat-o și s-a uitat uimit la ea. Dumnezeule, Bobiță, e foarte frumoasă! Tu ai pictat-o? A întrebat el curios. Bobiță a fost surprins și a tresărit. Da, eu am pictat-o. Toți au început să-i pună întrebări lui Bobiță. A fost ideea ta? Trebuie să ne arăți cum ai făcut-o? A întrebat Wendel. Cum ți-a ieșit atât de frumoasă? A întrebat Baltazar. Bobiță doar a ridicat din numeri și a spus: da, a fost ideea mea. Nu e mare lucru, vă arăt cu plăcere cum se face. Tocmai atunci Buburuza a intrat în casă. Avea în mână o tavă plină cu fursecuri pe care i le-a oferit sfioasă lui Bobiță. Uite ce ți-am pregătit, Bobiță! Îmi pare rău că ți-am distrus pictura. Ceilalți s-au uitat nedumeriți la Bobiță. A îngânat Baltazar. Deci n-a fost de fapt ideea ta? Nu a fost ideea mea, ci rezultatul unui accident. A început Bobiță. Buburuza a vărsat apă peste pictură. Aceasta s-a decolorat, iar desenul s-a estompat. Am pus-o să se usuce la soare și am hotărât să o păstrez, nu să o arunc. Ai făcut bine că n-ai aruncat-o. Mi-o dai mie? Un buchet atât de frumos ar arăta foarte bine pe peretele cu flori al unei gâze. Sigur că o poți avea. Îmi pare rău că m-am supărat atât de tare. Eu nu sunt supărată pe tine, Bobiță. Am adus cu mine pictura curcubeului și aș vrea să ți-o dau ție. Mulțumesc, Buburuză. O ador. O voi pune pe perete. Vrei să te joci cu noi? A întrebat-o băiatul Melc pe Buburuză. Mi-ar face plăcere. Am putea mânca fursecuri în același timp, a spus fetița mămăruță cu veselie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. O zi la grădiniță. Într-o dimineață de toamnă, Buburuză bătu grăbită la ușa lui Bobiță. Vino repede, Bobiță, întârziem la grădiniță. Bobiță fu gata repede și cei doi prieteni porniră spre grădiniță ținându-se de mână. În curtea grădiniței se adunaseră mulți copii, se întâmpinau cu bucurie.
Acolo era Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluturaș, Vendel, băiatul rădașcă, Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, Alfons, greierașul, Săltăreața, fetița lăcustă și Biluță, gâza florilor. Educatoarea Bondar îi împărțea cu răbdare pe copii în grupe. Copiii din grupa mare, cei din grupa mijlocie și cei mici au ajuns în săli diferite. Biluța a fost pus în grupa mică, de unde făcea cu mâna spre Bobiță și Buburuză. Ziua a început cu ora de sport. După micul dejun, micuții au făcut colaje, care de care mai frumoase, din frunzele culese în pădure. Când toți și-au terminat treaba, educatoarea i-a așezat pe copii în cerc, i-a învățat cântece și jocuri amuzante, iar ei dansau cu bucurie în cerc. Apoi a urmat joaca. Educatoarea Bondar îi urmărea pe copii din scaunul ei. Bobiță și băieții s-au dus direct la cutia cu mașinuțe și au început să facă curse. Au construit tobogane și tunele. Pot să mă joc și eu? Întrebă Buburuză, care ținea în mână o mașinuță roșie ruptă. Dar de unde, Buburuză? Cu rabla aceea vrei tu să concurezi? A întrebat-o Bobiță cu dispreț. Jocul cu mașinuțe nu e pentru fete. Buburuză a început să plângă. Băieții nu se joacă cu mine, îi zise ea mâhnită lui Fulgușor. Fulgușor, Săltăreața și Adiere au consolat-o repede. Hai să ne jucăm cu păpușile. Fetele au îmbrăcat păpușile în hăinuțe minunate, le-au dat să mănânce și le legănau în cărucioare. Asta i-a plăcut lui Buburuză. Între timp, Bobiță și Egon cărăbușul s-au certat. Totdeauna îmi răstorni mașina, așa nu e cinstit, trișez! Strigă Bobiță îmbufnat. Nu e adevărat, tu trișez! A ripostat Egon. Bine, nu mă mai joc cu tine! A răspuns Bobiță jignit și a plecat de acolo. Pot să mă joc și eu cu voi? A întrebat-o Bobiță pe Buburuză. Nu, nu te poți juca cu noi, e un joc pentru fete, a răspuns Buburuză morocănoasă. Dar uite, am adus și eu o păpușă pe cea cu păr creț. Aș vrea totuși să mă joc cu voi. Bine, zise îmbufnată Buburuză. Atunci vino, dar apoi mă joc și eu cu mașinuțele. Copii, spălați-vă pe mânuțe, a strigat doamna Bondar educatoarea. După aceea, așezați-vă frumos la măsuțe. Dădea ca măzărița pestrița, dintr-o oală mare a pus mâncarea în farfuria copiilor. Când toți au terminat de mâncat, copiii de serviciu Bobiță și Buburuză au ajutat la curățarea meselor, la adunatul farfuriilor și al paharelor. După masa de prânz, toată lumea s-a culcat, iar doamna Bondar le citi o poveste. Copiii ascultau în liniște, au fost unii care au adormit în timpul poveștii. După ce toți s-au trezit, au luat o gustărică, apoi au ieșit în curte. Curtea grădiniței era imensă, plină cu jocuri palpitante, cu tobogane, leagăne, iar în mijloc se găsea chiar și un trenuleț de lemn. Bobiță și Egon s-au împăcat repede și s-au dat pe leagă în timp îndelungat. Buburuză l-a ajutat pe Biluță să urce pe tobogan, dar l-a și prins la capătul acestuia. Lui Biluță i-a plăcut mult acest joc. Ziua a trecut repede la grădiniță. Copiii și-au luat rămas bun și de-abia așteptau să se revadă a doua zi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turnul lui Biluță. Într-o zi de vară, Biluță, gâza florilor, își scoase cuburile colorate de construit din dulap. Voi construi un turn înalt din cuburi, zise, și porni cu cutia spre dealul din apropiere. Sub stejarul cel mare răsturnă cuburile din cutie și se apucă de lucru. Turnul se făcea tot mai mare, iar Biluța ajungea greu mai sus. El se ridică pe vârfuri, dar făcu o mișcare greșită și turnul se prăbuși. Oh, nu! Strigă Biluță. Acum trebuie să iau totul de la capăt, se văită el.
Se apucă din nou de construit, punea iar cuburile colorate, atent și cu grijă unul peste celălalt. Turnul creștea și se făcea din nou din ce în ce mai mare. Dar vai, deodată o ghindă a căzut din copac, dărâmând turnul gâzei de flori. Vai, turnul meu, iar s-a dărâmat, stejarul e de vină, constată cu furie. A început să reconstruiască turnul, dar nu sub stejar. Punea cuburile colorate unul peste celălalt cu tot mai puțină răbdare, când au apărut Bobiță, băiatul Melc, Buburuză, fetița Mămăruță și Vendel, băiatul Rădașcă. Vai, ce turn frumos ai, Biluță, au spus ei. Da, e frumos, dar lipsește doar vârful roșu și apoi e gata. Atunci se porni vântul și o adiere puternică doborâ turnul suplu. Biluță s-a făcut foc și pară. Nu, nu pot să cred! Nu mai încep din nou! Nu vreau să mai construiesc niciun turn! Mă duc acasă! Ceilalți fugeau după el, consolându-l. Așteaptă, Biluță, te vom ajuta noi! Hai să construim turnul împreună! Nu, nu mai vreau! Din atât de puține cuburi nici nu se mai poate construi un turn cu adevărat mare! A strigat Biluță supărat și a trântit ușa. Cum am putea să-l ajutăm pe Biluță? Se întrebă Buburuză. Trebuie să-l consolăm, a spus Bobiță. Știu eu, zise Vendel. Și eu am cuburi de construit. Le aduc și vom avea mai multe. Vom putea construi împreună un turn cu adevărat mare, cum și-a dorit Biluță. Bună idee! Și eu am o cutie cu cuburi de construit. Le aduc imediat. Și eu le aduc pe ale mele. Vom construi un turn uriaș. Bobiță trăgea cuburile după el într-o basculantă, Buburuză le împingea într-o roabă, iar Vendel le căra într-un coș mare. Bună, Biluță! Privește, ne-am adus cuburile! Nu vrei să construim un turn uriaș împreună? Îl întrebă amabilă Buburuză. L-am construit în căsuța ta, să nu cumva să-l răstoarne vântul din nou, adăugă Bobiță. Vai, câte cuburi ați adus! Ce turn mare vom face din ele! Veniți înăuntru, strigă mica gâza a florilor. Cum urmează ultima bucată, vârful cel roșu. Pe acesta să-l pui tu, Biluță, i-a propus Vendel. Ura! E gata! Au strigat cu toții în cor. Când s-a lăsat întunericul, Bobiță, Buburuză și Vendel și-au luat rămas bun de la Biluță. Mica gâza florilor s-a strecurat fericită în pat și și-a admirat turnul enorm până l-a furat somnul. Biluță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Meciul de fotbal. Într-o dimineață de vară, Vendel, băiatul Rădașcă, a fost trezit de o bătaie în ușă. Vendel, deschide, sunt eu, Freddy! Vendel s-a ridicat somnoros și a deschis ușa. Vai de mine, Freddy, haide înăuntru! A spus Vendel bucuros și cei doi prieteni vechi s-au îmbrățișat. Uite, ți-am adus ceva, zise Freddy. O minge de fotbal, ura! Pentru fotbal trebuie echipe, l-a avertizat Freddy. Păi să alcătuim echipele, să le spunem tuturor, i-a propus Vendel. După micul dejun, Vendel și Freddy au pornit la drum. Au bătut la fiecare ușă, luau la rând toate casele și până când au ajuns la capătul pădurii, au adunat cele două echipe. L-au pus pe Alfons, arbitru. Să le facem niște veste colorate, a propus Lily.
albastre pentru una dintre echipe, roșii pentru cealaltă. Fotbaliștii au exersat toată săptămâna. Le-am făcut pentru voi, a spus Adiere și i-a înmânat lui Wendell vestele roșii și albastre. Mulțumim! Au răspuns în cor membrii echipelor și s-au îmbrăcat bucuroși cu vestele. Buburuză și Lily au adus bănci, iar spectatorii și-au ocupat locurile la marginea terenului. Brusc s-a auzit fluierul lui Alfons, iar meciul a început. Așa, aleargă, Bobiță! Striga Wendell. Aici, la mine, aici, pasează! Urla Biluță. Bravo! Au triumfat jucătorii echipei albastre și s-au îmbrățișat. Haide, albaștrilor! Haide, roșilor! Scandau galeriile formate din spectatori. Nu e cinstit, Freddy, nu e voie să prinzi mingea cu mâna, a spus indignată Albinuța. Așa e, Baltazar are dreptate, nu mai faulta, Freddy, zise sever Alfons, arbitrul. Meciul continuă într-un mod palpitant. Și cei roșii și cei albaștri au marcat câte două goluri. Astfel, echipa lui Wendell conducea deja cu 3-2 când jocul s-a oprit din nou. Freddy m-a trântit! Gemu Biluță. Da, am văzut și eu, zise Alfons. Freddy, dacă mai faultezi odată, te voi trimite pe tușă. Echipa lui Wendell era la un pas de victorie. Freddy devenea din ce în ce mai furios. Priviți, acum voi marca! A strigat el și l-a împins pe Bobiță. Dar în acest timp a căzut și el, strigând cu durere. Mâna mea! Vai, mâna! Ceilalți au venit în fugă. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, a spus Adiere și a pornit. Dacă nu te-ar durea mâna, te-aș trimite pe tușă cu plăcere, zise Alfons. L-ai împins rău pe Bobiță. Da, știu, spuse Freddy cu părere de rău, dar mă doare rău mâna. A și sosit doctorul Bufniță. Într-adevăr, brațul tău e fracturat, trebuie pus în gips, îl porți 4 săptămâni. Trebuie să ai mare grijă să nu te gândești la alergat. Astfel, meciul s-a sfârșit cu victoria echipei albastre. Pentru revanșă trebuie să mai aștepți puțin, zise Wendell, bătându-l pe spate pe Freddy. Lasă că te faci bine repede, nu mai sta cu nasul în pământ. Îmi pare rău că am faultat, plânse Freddy. Promit că dacă mi se vindecă mâna, voi juca foarte corect și vom avea o revanșă cinstită. Până atunci am putea să decorăm gipsul lui Freddy, spuse zâmbind Buburuză. Veniți, vă invit pe toți la o gustare. Prietenii au dat năvală în casa pestriță a Buburuzei. Scoteau cariocile și pictau desene colorate pe gipsul gândacului croitor, care mai de care mai frumoase. După ce doctorul Bufniță îmi scoate gipsul, îl voi păstra ca amintire, a spus Freddy. Apoi s-au așezat cu toții la masă și au mâncat o uriașă ruladă până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, robotul. Într-o dimineață de toamnă, Alfons, gândacul cu antene lungi, l-a vizitat pe prietenul lui vechi, Wendell. Rădașca a fost foarte încântată să-și revadă prietenul venit de departe. Ți-am adus ceva, a spus Alfons misterios și a înmânat o cutiuță lui Wendell. Rădașca a deschis pachetul nerăbdător. Era un robot argintiu. L-am construit pentru tine. Poate să meargă, să scoate sunete hazlii și are lumini intermitente. Wendell era încântat de cadou. Mulțumesc, Alfons! Voi avea mare grijă de el. Gândacul cu antene lungi a petrecut 3 zile cu Rădașca. Au vorbit mult, au jucat fotbal, au mâncat bunătăți și au făcut plimbări lungi împreună. La sfârșitul celei de-a 3-a zi, Alfons și-a luat rămas bun de la Wendell și și-a văzut de drum. Dintr-o dată, Rădașca s-a simțit singură. Dar nu a fost singură multă vreme, deoarece Bobiță, băiatul Melchi, a bătut la ușă. Salut, Wendell! Vrei să jucăm fotbal cu nasturi? Desigur, putem să mergem imediat, dar înainte vreau să-ți arăt ceva.
spuse Wendell. A urcat pe un scaun și a luat robotul de pe raftul de cărți, dar scaunul s-a clătinat, iar micuța figurină s-a spart în mii de bucăți. Oh, robotul meu! Robotul meu s-a spart! A plâns Wendell. Să încercăm să-l reasamblăm, a sugerat Bobiță. Bine, a spus Wendell supărat. Cei doi băieți s-au chinuit mult timp, dar n-au reușit să pună la loc piesele. Să-l chemăm pe Dima, el poate să repare orice, a propus Bobiță. Și cei doi prieteni au plecat în grabă. Au uitat și să închidă ușa. Curând au ajuns la casa lui Dima. Bună, Dima! Te rog să mă ajuți. Alfons mi-a dat un robot, dar l-am scăpat și l-am făcut țăndări. Sunt sigur că tu poți să-l reasamblezi, l-a implorat Rădașca. Îmi pare rău, dar sunt foarte ocupat. I-am promis săltăreței că îi voi repara bicicleta. Dar vin mâine la tine acasă și te ajut, bine? Spuse gândacul cartofului. Doar mâine? Bine atunci, vină la mine mâine, se smiorcă Rădașca. Bobiță și Wendell și-au luat triști rămas bun de la gândacul cartofului și au pornit spre casă. În timp ce erau plecați, Biluță micuța gâză a trecut pe lângă casa lui Wendell. L-a surprins faptul că ușa era larg deschisă și a intrat. A observat robotul stricat de pe podea, așa că s-a așezat și a început să-l reasambleze cu multă răbdare. Rădașca a intrat tristă în casă. Dar când a văzut robotul, indispoziția ei dispăruse cu desăvârșire. Robotul mergea din nou, scotea sunete și lumini intermitente de parcă nimic nu se întâmplase. Bună, Biluță! Cum ai ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu robotul meu stricat? Treceam pe aici și am intrat pentru că am văzut ușa deschisă. Am văzut bucățile robotului zăcând pe podea și le-am reparat, răspunse micuța gâză cu mândrie. Wendell a fost atât de fericit încât a luat pe Biluță și l-a aruncat în sus de 3 ori. Ura! Ești foarte isteț, Biluță! Mulțumesc! A doua zi, Wendell a invitat-o la el pe Buburuză ca să-i arate robotul. Curând a apărut și Alfons, după cum promisese, dar n-a mai trebuit să le repare, pentru că acum era ca nou. Rădașca a avut mai multă grijă de robot de această dată, ca să nu mai cadă din nou. În schimb, l-a așezat cu grijă pe noptiera de lângă patul lui. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vioara greierelui. Într-o zi de toamnă, Alfons greierașul cânta voios la vioară. Toți iubeau muzica lui frumoasă. Micuții copii de furnică ascultau și ei muzica și între timp se jucau cu mingea. Dar vai, mingea a lovit vioara greierelui. Alfons a strigat îngrozit: "Vioara mea! Vioara mea s-a spart!" A început el să plângă amarnic. Plângea atât de tare încât s-au adunat cu mic, cu mare, toți cei din pădure. Alfons le arătă furios prietenilor săi mingea cu buline. "Mingea asta! Da, mingea asta e de vină și copiii de furnică! De unde voi mai avea acum o vioară nouă?" Greierele a pășit în căsuța lui, strângând în mâini bucățile viorii și trântind ușa în urma lui. "Alfons! Alfons! Vino afară! Te ajutăm noi cumva!" a spus Bobiță, băiatul Melc. Dar Alfons nu voia să vadă pe nimeni. Ceilalți stăteau nedumeriți pe câmpia ciupercilor. Deodată, Buburuză spuse: "Să-i facem lui Alfons o vioară nouă!" "Da, să-i facem o vioară nouă!" aprobă fulgușor fetița Fluture. "Știu cine poate să ne ajute! Trebuie să-l căutăm pe Patrick, gâza albastră săritoare! El i-a făcut lui Alfons vioara!" Au pornit îndată la drum. Au trecut peste munți și peste voi până ce au ajuns la căsuța albastră. Au bătut la ușă.
A apărut un căpșor timid în crăpătura ușii. Purta o căciuliță albastră, iar pe spate îi străluceau aripi albastre. Voi cine sunteți? Întrebă Gâzuța. Buburuză i-a povestit totul de a fi rapăr gâzei zburătoare. Dacă doar asta e problema, vă ajut cu plăcere, nu fiți triști. În 2 zile, Alfons va cânta la o vioară nouă. Gâza zburătoare a împărțit sarcinile. Unul aduna lemne pentru corpul viorii, altul a căutat fire de iarbă pentru coarde. Când toate au fost adunate, Patrick s-a apucat de treabă. Tăia cu ferăstrăul, șlefuia, meșterea, bopsea, lăcuia cu măiestrie, până când la un moment dat, să vezi minune, vioara era gata. Pot să încerc vioara? Întrebă Buburuză. Nu, asta e vioara lui Alfons! Se răsti la ea fulgușor. Dar și eu vreau un instrument muzical! Se enervă Buburuză. Și eu, și eu! Strigau micuțele furnici. Liniște! Strigă Gâza Săritoare. Ce-ar fi dacă ați face o orchestră? Una mare! O orchestră? Și fiecare am avea instrumentul nostru? Ce bună idee! Se bucură Bobiță. Prima dată i-a făcut lui Buburuză o harpă. Vendel, băiatul rădașcă, a primit un contrabas. Lui Dima, gândacul cartofilor, i-a făcut un violoncel. Bobiță și-a făurit o trompetă din pâlnia florii. Egon, cărăbușul, și-a făcut o goarnă din floarea ciucușoarei. Păianjenul de peșteră și-a făcut tobe din castane și ghinde. Adiere și săltăreața au luat pietricele plate ca să le fie talgere. Gâza zburătoare le-a cioplit fluiere micilor furnici din blăstare de mesteacăn. Fulgușor, fetița fluture a primit o lăută cioplită dintr-o ramură de brad, iar Albina Baltazar o vioară. Biluță, gâza florilor, cânta la un trianglu. Astfel, cântând frumos, au pornit înspre casa lui Alfons. El i-a auzit de departe. Se uita curios pe fereastră. A rămas mut de uimire. Dragă Alfons, au început copiii furnică, nu te supăra pentru că ți-am distrus vioara. Primește din partea noastră această vioară nouă. Patrick ți-a făcut-o. Alfons a potrivit arcușul și în pădure s-a auzit din nou cântecul său. Bubiță și Buburuză, sughițul lui Biluță. Într-o zi frumoasă de toamnă, Bobiță, Buburuză, Baltazar, Fulgușor, Vendel și Biluță au mers la plimbare până la cascadă. Dintr-o dată, Biluță a început să sughițe. Baltazar i-a oferit sticla lui de apă. Bea un pic de apă și se va opri. Biluța a băut câteva înghițituri, dar sughițul tot nu s-a oprit. Mănâncă puțin, i-a spus Buburuză. Sigur se va opri. Biluța a mâncat din cornul lui, dar sughițul tot nu s-a oprit. Țineți cât mai mult respirația și se va opri, l-a sfătuit Fulgușor. Biluța și-a ținut respirația mult, dar sughițul tot nu s-a oprit. În cele din urmă, Vendel a ticluit un plan prin care să-l facă pe Biluță să tresară. S-a ascuns în grabă după un copac mare. Exact când Biluță trecea pe lângă el, Vendel a sărit de după copac, strigând și speriind-o pe gâza florilor. De fapt, Biluța a fost atât de șocat încât a și căzut, iar sughițul s-a oprit. Dar acum Biluță era supărat pe Vendel. A fost foarte urât din partea ta. Eu nu țar în față din spatele copacilor. Am vrut doar să te ajut. Ți-am oprit sughițul. Chiar și așa tot nu-mi place când cineva mă sperie, ripostă Biluță. Bine, data viitoare nu te mai ajut, s-a răstit înapoi rădașca. Și-au continuat toți drumul și au ajuns în curând la cascadă. Arată minunat, strigă Biluță, care, repezindu-se spre cascadă, alunecă în apă.
Wendell l-a prins de mâini în ultimul moment și l-a scos din apă. Mulțumesc, se smiorcă Ibiluță. Îmi pare rău că m-am supărat pe tine. Trebuie să mergem cât mai repede acasă, pentru că Biluța e udlarcă, ar putea răci, a spus Buburuză îngrijorată. Apoi au auzit cu toții pași cutremurători venind din spatele copacilor și o șopârlă uriașă a apărut în fața lor. Nu vă fie frică de mine, a spus ea. Încotro mergeți, vă duc eu cu plăcere în cârcă. Prietenii din pădure au fost încântați de idee și au urcat fericiți pe spatele șopârlei. În timp ce se îndreptau încet spre casă, Biluța a început să sughițe din nou. Fii sigur că nu te mai fac să tresari? Sughițul se poate opri la fel de bine și de unul singur. Și exact asta s-a și întâmplat. Pe când șopârla a ajuns la casa lui Biluță, acesta nu mai sughița deloc. Micuța Gâză și-a luat rămas bun de la prietenii ei. După Biluță, șopârla i-a dus acasă pe Wendell și pe Baltazar. Rădașca și Albinuța i-au mulțumit pentru transport și i-au făcut voioși cu mâna. Peste puțin timp au ajuns la casa lui Buburuză, unde fetița mămăruță și-a luat rămas bun de la prieteni și a sărit de pe spatele șopârlei, urmată la scurt timp de Bobiță. Fulgușor era ultimul pasager și începuse să se însereze pe când șopârla a ajuns cu ea acasă. Mulțumesc din suflet pentru ajutor, șopârlă, a spus Fulgușor, înainte să intre în casă, mergând direct la culcare. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, baloane de săpun. Săltăreața, Adiere, Bobiță și Buburuză făceau un concurs de baloane de săpun. Priviți cât de mari sunt! Săltăreața e cea mai bună! Se entuziasmă Bobiță. Fetița lăcustă făcea baloane tot mai mari, iar ceilalți stăteau în jurul ei și o aplaudau. Curând sosi și Kelemen, cărându-le în spate pe Buburuză și pe verișoara ei galbenă, mămăruța Cătălina. Putem să ne jucăm și noi? Bobiță i-a dat lui Buburuză tubul cu baloane de săpun, iar cele două mămăruțe micuțe s-au pus pe făcut baloane. Priviți cât sunt de uriașe! Cătălina face baloane mai mari decât Săltăreața! Săltăreața i-a aruncat Cătălinei o privire încruntată și s-a pus iar pe făcut baloane. Dar niciunul nu era la fel de mare ca ale Cătălinei. Ești o fetiță, mămăruță, foarte isteață, ai făcut cele mai mari baloane azi. Cătălina nici măcar nu e mămăruță, are spatele galben. Ar trebui să și-l vopsească în roșu. Săltăreața, nu e frumos să tachinezi, o faci numai pentru că a avut baloane mai mari decât tine. Săltăreața, ai supărat-o pe Cătălina, ajută-mă să o înveselesc. Prefer să merg acasă. Nu a vrut să te supere, a fost răutăcioasă din cauza baloanelor. Între timp, Săltăreața a ajuns acasă, dar nu știa ce să se facă. S-a pus să mănânce, dar mâncarea n-avea gust bun. A început să deseneze, dar greșea într-una. Apoi a decis să facă o plimbare. Kelemen, canarul, tocmai trecea pe acolo. Nu am vrut să o supăr pe Cătălina. Știu, zâmbi Kelemen și își împășură aripile în jurul fetiței lăcuste care plângea. Nu e frumos să tachinezi. Dar nu am vrut. Cătălina e o mămăruță veritabilă, iar aripile ei galbene arată minunat. Atunci spune-i asta ei exact cum i-ai spus mie. Săltăreața se hotărâ să urmeze sfatul lui Kelemen.
A plecat să-i spune Cătălinei că nu a vrut să o supere. Dar când a ajuns, tot ce a spus a fost: ce faceți? Mergem în excursie la lac, a răspuns Cătălina. Și tocmai atunci a sosit Șoma, ariciul cu trăsura lui. Buburuză și Cătălina au urcat în spate și au pornit la drum. Săltăreața a rămas pe loc și l-a făcut tristă cu mâna. A doua zi a plecat iar să-și ceară scuze, iar Cătălina stătea așezată lângă lac. Bună, Cătălina, începuia. Aș vrea să-ți spun ceva. Dar înainte să poată continua, sosise pe ea în genul. Trebuie să plec, săltăreața. Îmi poți spune mâine, bine? Ei, zise Cătălina, apoi se așeză pe spatele păianjenului și plecă în grabă cu Buburuză și cu Fulgușor. De ce ești atât de tristă? Întrebă Bobiță. Aș vrea să-mi cer scuze de la Cătălina, dar nu-mi iese deloc. Nu fi tristă. Hai înăuntru, vom găsi o soluție. Mi-a și venit o idee. De ce nu-i faci Cătălinei un mic cadou? Da, știu, i-aș putea da tubul meu de făcut baloane, exclamă săltăreața și îmbrățișă pe micuța Gâza florilor. Săltăreața a împachetat tubul imediat ce a ajuns acasă și abia aștepta să-i dea minunatul cadou fetiței mămăruțe galbene. Soarele apunea pe cer în timp ce mergea spre căsuța pestriță. Buburuză, Cătălina, Adier și Bobiță plantau flori afară. Ce flori frumoase! Pot să vă ajut și eu? Bineînțeles că poți, îți voi arăta unde plantăm fiecare floare, a explicat Buburuză. Cătălina, am ceva pentru tine, a bâlbuit săltăreața și i-a dat pachetul fetiței mămăruțe galbene. A fost urât din partea mea să spun că nu ești o adevărată mămăruță. Cătălina a deschis pachetul și a zâmbit. Un tub de făcut baloane, mulțumesc săltăreața, mi-a trecut supărarea. Și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Trotineta. Într-o zi de primăvară, Egon, cărăbușul, a început să-și construiască o trotinetă. Găurea, cioplea, șlefuia, toată ziua nu se oprea din lucru. Când a fost gata, a vopsit-o în negru și a pornit să le arate și celorlalți noua lui trotinetă. Copiii jucau basket pe câmpie, erau acolo Bobiță, Vendel, Baltazar, Dima, Biluță și Alfons. Priviți, am o trotinetă nouă, eu am construit-o! Vai, ce frumoasă e! Pot să încerc? Nu ți-o dau, e a mea! Vreau să mă dau doar o tură cu ea. Da, și noi vrem să mergem cu ea. Doar o tură, apoi ți-o dăm înapoi. Nu v-o dau, repeta cărăbușul. În timp ce Baltazar, Vendel și Egon se certau, Dima a luat trotineta și a pornit cu ea ca vântul. Oprește-te, dă-mi-o înapoi, e a mea, nu ți-am împrumutat-o, nu împrumut nimănui. Dima a încetinit și în curând Egon l-a ajuns din urmă. Dă-mi trotineta înapoi! Poftim, ia-o, zise Dima și adăugă. Oricum nu e destul de rapidă. Nu e rapidă? Ia priviți! Cum adică nu e destul de rapidă? Abia mă puteți ajunge din urmă! Zise Egon râzând, fără să observe o groapă mare în mijlocul drumului. Egon! Au strigat Bobiță, Baltazar și Vendel, dar a fost prea târziu. Ei, pentru asta doar tu ești de vină, Egon! Făcu Baltazar pe deșteptul. Egon, ce ți s-a întâmplat? Te-ai înțepat rău în spini? Iar voi de ce nu-l ajutați? Întrebă Gâza trandafirilor într-o suflare. Egon e de vină! Indiferent cum s-a întâmplat, ar fi trebuit să-l ajutați când a căzut atât de rău. Vino, Egon, casa mea e aproape. Îți voi spăla și îți voi bandaja rănile. Lili i-a oferit un scaun lui Egon și i-a spălat rănile cu apă călduță. Nici nu e atât de grav. Atunci Egon a început să plângă încet. E vina mea, am fost foarte invidios. Dacă n-aș fi fost așa, asta nu s-ar fi întâmplat. Atunci, data viitoare, nu mai fi invidios. Mulțumesc pentru ajutor, zise Egon luându-și rămas bun. Nu e mare lucru, te vei face bine.
Egon a ajuns acasă șchiopătând. Nu putea să urce pe trotinetă. Ajungând acasă, s-a băgat repede în pat și a adormit. În dimineața următoare i-a venit o idee nouă. Și-a scos pensulele și vopselele. Acum te voi vopsi în roz. Tu ești Egon. Ți-am adus-o ție. Mulțumesc pentru ajutor. Vai, e minunată, ai revopsit-o? Întrebă Lily. Da, m-am gândit că în niciun caz negrul nu-ți place. Mă bucur foarte mult pentru ea. Mă și duc cu ea la Buburuză. Drum bun! Ai grijă cum mergi cu trotineta, strigă Egon după Lily. Egon s-a întors acasă și tocmai când voia să ia masa, cineva i-a bătut la ușă. Bună, Egon! A spus Baltazar. Voiam să întrebăm dacă te simți mai bine. Sunt bine, nu vă faceți griji, spuse Egon fluturând din mână. Promit că nu-ți mai iau trotineta, spuse Dima cu părere de rău. Nici n-o mai am! Am revopsit-o și am făcut-o cadou lui Lily, zâmbi Egon. Dar îmi voi face o trotinetă nouă. I-am promis lui Lily că nu voi mai fi invidios. Toată lumea va putea merge cu ea. Puțin, nu foarte mult. Ura! Strigă Biluță. Iar acum veniți să mâncați cu mine. Am pregătit o tartă cu mere. Curând, Egon și-a terminat noua trotinetă. A vopsit-o în verde închis. Peste câteva zile, micii noștri prieteni s-au strâns cu toții pe câmpie și pe rând se dădeau câte o tură cu cele două trotinete. Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știe. Bubiță și Buburuză, floarea lui Buburuză. Într-o zi de primăvară, Buburuză, fetița mămăruță, își planta o floare în fața casei când apăru Biluță, gâza florilor. Va crește mare? O întrebă el pe Buburuză. Da, va fi o tufă mare plină de flori. Pe când a venit vara, tufa era plină de flori. Toți cei care treceau pe lângă ea îi miroseau parfumul dulce. E frumoasă! Spuse Pulgușor plină de admirație, la fel și Baltazar, Wendel și Biluță. Pe la mijlocul verii, soarele era foarte puternic. Buburuză era ocupată cu udatul florii când Kelemen Canarul i-a adus acasă o invitație. E de la Catalina! M-a invitat să-i fac o vizită! Și părea foarte încântată. Du-te, Buburuză! Îți voi uda eu floarea! Mulțumesc, Biluță! Voi fi plecată 6 zile. Te rog să o uzi zilnic, altfel se va usca. Nu voi uita, fii liniștită, a promis Biluță. Biluța a udat bine floarea în ziua următoare și a doua zi dimineața și seara. În drum spre casă, a trecut pe lângă locuința lui Fulgușor. Fetița fluturaș își vopsea acoperișul cu galben. Și eu vreau să vopsesc casa. Mi-a rămas multă vopsea. Îți dau și ție dacă vrei. Mulțumesc! S-a apucat de vopsit casa la prima oră în dimineața următoare. Era atât de ocupat cu vopsitul încât a uitat cu totul de floare în următoarele zile. Și-a amintit doar când Buburuza a venit la el și i-a bătut la ușă cu ochii în lacrimi. Biluță, mi s-a ofilit floarea! Oh, am uitat complet! Exclamă gâza florilor. Stăteau amândoi lângă planta ofilită. Au udat-o, dar fără niciun efect. Ramurile erau lăsate în jos și era plin de petale căzute. Doar ploaia o mai poate ajuta, a spus Wendel Rădașca. O ploaie torențială de vară care va îmbiba solul. Hai, ploaie pură, hai de neudă, frunzele să crească mari, plantele să fie tari. Cazi ploaie zi și noapte, copiii să se joace cu ale tale șoapte. Dar tot nu a plouat. Biluță își dorea din tot sufletul să o înveselească pe Buburuză. S-a gândit cum să o facă și brusc i-a venit o idee.
Dragă norule, stropește cu puțină ploaie peste pădurea noastră. Buburuza e foarte tristă că i s-au ofelit florile. S-a făcut târziu și mi-e somn. O voi face mâine, a spus norul somnoros, după care și-a închis ochii și a adormit. Când buburuza a ieșit din căsuța ei, un strop mare de ploaie i-a căzut pe mână. Plouă! Grăbiți-vă! Plouă, bobiță! Plouă! A plouat tot mai mult. Buburuza și prietenii ei nu s-au bucurat niciodată de ploaie ca acum. Tufa s-a întins puțin, iar ramurile aplecate au început să se ridice. Și-a deschis din nou florile și-a absorbit apa de ploaie. Priviți, nu mai are ramurile aplecate. E din nou puternică, spuse fetița mămăruță. Nu numai că e puternică, ci e și mai mare. Biluță și-a umplut mâinile cu petale de flori și a zburat peste nor. Mulțumesc! Și a presărat peste el petalele parfumate.